Ca să înțelegeți mai bine ce este poezia, pentru că, așa cum spunea doamna Fitca, sunteți totuși destul de micuți și sunteți mai obișnuiți cu poveștile decât cu poezia, o să o rog pe doamna Doina Ghițescu, care este actriță și care știe mai bine decât oricare dintre noi să citească poezie, să vă citească din volumul doamnei Fitca și... Vreau să zic și eu două vorbe, până găsește dânsa cartea. Dar să vă și prezentăm, să știți cine este acest bunic. Da. În fața dumneavoastră este un bunic, aparent. Și desigur că și are copii, are nepoți, așa ca voi. Ia o străbunic. Are și 80 de ani. Îl credeți că are 80 de ani? Da! Da? Arată 80 de ani? Eu știu că un om la 80 de ani merge cu un baston, așa, așa, nu. El nu merge așa. El e drept, e încă verde. Și vreau să vă spun că este artist plastic, este pictor, domnia sa pictează, noi l-am numit un adevărat lord al artelor, este și profesor, este și cronicar literar, scrie cărți, enciclopedii. Ce înseamnă enciclopedie, știți? Ce este o enciclopedie? Cum arată o enciclopedie? Dacă știe cineva, dacă nu, explic eu. Spune-mi tu! O enciclopedie... Este o carte în care sunt multe informații. Bravo! 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 Este o carte mult mai mare, care cuprinde mult mai multe lucruri. Bravo! Cum te cheamă? Laurențiu. Aplauze pentru Laurențiu. Tocmai de aceea, doamna profesor dr. Maria Alexe, cea care v-a vorbit prima și a plecat din băncuță, nu știu de unde e, a plecat dintre rânduri, prima, o știți acolo, da? Doamna care a deschis e cea care ne-a invitat aici. Are un proiect de carte cu carte, un proiect internațional în care domnia sa va dona cărți cui? Cui va dona cărți? Copiilor. Vouă, copiilor, bibliotecilor, acestei biblioteci, care este micuță, aparent, nu știu că eu m-am chinuit până am venit aici. Părinte, am făcut numai... Până am venit aici mi-a fost greu. Sigur că da, mi-a fost greu. Trebuia să urc pe scenă, prin căminul cultural, nu? Dar nu putem, că mobilierul e mare. Și atunci, normal că m-am dus prin altă parte. Dragii mei, îl ascultăm. Deci, în fața voastră, vorbește pictorul Virgiliu Cojocaru, zis Cover. Aplauzele noastre. Două minute, patru vorbe. Am venit mai devreme, am văzut toate desenele voastre colorate. Nu le pot spune picturi, dar sunt opere de artă. Doamna care va vorbi, doamna Alexe Maria, este profesor doctor universitar la un institut de construcții București, lângă Opera din București. Avem o sală uriașă. Prin intermediul doamnei, o să vă invităm odată, poate chiar de ziua copilului, să deschidem o expoziție cu desene și picturi ale copiilor. Toate lucrările voastre, vă spun cu mâna pe conștiință, merită să fie expuse în galeria noastră, unde practic expun numai artiști de marcă. Vă felicit pe toți și pe profesorii care s-au ocupat de voi și v-au îndrumat. Să vede pe aici, pe acolo, că mai e și mâna lui. Vă felicit! Avem cinstea să avem în rândul nostru pe domnul scriitor Ion Machidon. Este membru al Uniunii Scriitorilor. Este creatorul unei opere foarte vaste. Scrie de mai bine de 50 de ani. Este directorul editurii Amurg Sentimental, unde a apărut și cartea mea. Este conducătorul unui cenaclu care poartă același nume și în calitate de conducător al acestui cenaclu a promovat de-a lungul timpului foarte mulți tineri creatori de literatură. O să-i dăm cuvântul să spună câteva cuvinte. Prea multe, chiar că nu am ce să spun, avându-mă în fața unei asistențe majoritatea de copii. Dar este bine și este frumos pentru că m-ați dus prin istorie, prin cântecele voastre, în urmă cu aproape 60 de ani și eu am cântat Alunelu. Un cântec care va rămâne în tradiția și în obiceiurile noastre, cred cât va fi, se va românească pe pământ. Felicit pe distinsa învățătoare sau profesoare, care este sau bibliotecară, pentru faptul că, indiferent
câte biblioteci vom avea, indiferent câte tablete vom avea, indiferent de cât de mari sau de mici ne vor fi dascălii noștri, este important pentru această zi, cel puțin pentru mine, că văd atâtea suflete de îngeri frumoase, îmbrăcate în costumul popular. Indiferent de persoana, de omul care poartă costumul popular, asta înseamnă că neamul românesc va dăinui de acum încolo mulți ani. Ceea ce voi astăzi aici, în localitatea Ion Horea, Ion Roată, mă pomenește poet Ion Horea, înseamnă că vă iubiți Glia, iubiți Bărăgane, vă iubiți pe voi, vă iubiți limba română, pentru că costumul popular înseamnă, zicea doamna, tradiție. Iar tradiția nu înseamnă numai costumul popular. Tradiția înseamnă, dacă ne întoarcem prin timp, prin istorie, când bunicii noștri și întrebații, de fiecare dată când ieșea la plug, nu băga plugul în brază, ceea ce în momentul de față a dispărut acest obicei, până ce nu-și lua pălăria de pe cap și se închina spre răsăritul soarelui și să-i crească hol despre cum răsare soarele. Încă un obicei foarte frumos păstrat și trebuie adus în actualitate și trebuie păstrat de generațiile care vin, pentru că în momentul de față sau pe viitor vom avea fermieri, vom avea agricultori, dar trebuie să știi de aceste obiceiuri. Este că niciodată bunicii noștri, părinții noștri, nu se așezau la masă până ce nu închina Sfânta Pâine. Asta e enorm de mult. Enorm de mult pentru un suflet, pentru un om cu adevărat credincios. Pentru că pâinea vine de la Dumnezeu, iar închinând pâinea, ne rugăm Lui să ne dea și slavă, să ne dea și sănătate și rod bogat de la un an la altul. Un alt obicei foarte frumos este acela când sunt foarte multe obiceiuri și tradiții care trebuie aduse în actualitate și păstrate cu sfințenie. Alminterea, vom cânta la televizor, la toate televiziunile din lume, oriunde, cântec popular care este chici, cântec popular care nu este omologat sau nu este beneficiarul a niciun om de specialitate, etnolog sau folclorist sau oameni de specialitate. În concluzie, doamna Maria Fitcal, dacă e să vorbim despre tradiții, vorbim foarte mult, vă recomand pentru cărțile, dintre cărțile care astăzi vi le-au adus cele distinse doamne, e bine să citiți în primul rând cântece bătrânești, doinele, cântecele populare, acelea merg la suflet și acelea vă face să fiți într-adevăr, să fiți într-adevăr și romantici, și visători, și oameni inteligenți. Doamna Maria Fitcal scrie o poezie religioasă în mare parte, este cadrul didactic, mă uitam când voi cântați alunelul, doamna... Am cântat cu voi. Cânta și aplauda. Eu mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și că am făcut să vi se facă.